Ce? Mi-am găsit uniforma. Ți-ai găsit uniforma? Da, este chiar aici. Îți place uniforma ta? Mhm. Uh-huh. De-abia aștept să te văd îmbrăcată cu ea. Uh-huh. Că ești tare simpatică. Ce faci? Bine. Te-ai îmbrăcat? Mhm. Uh-huh. Ești foarte frumoasă, mami. Și cum ți se pare că stă? Stă bine. Îți stă bine? Chiar foarte bine. Da? Uh-huh. Ia fă o piruietă să te văd și eu. Ești foarte drăguță, mama. Ai emoții? Puține. De la 1 la 10 câte? 8. 8? Uh-huh. Sunt destule. Uh-huh. Ai și ghiozdănel? Da. Asta este. Ai, nu, mami, mă. Haide, că trebuie să ne pregătim să mergem, da? Da. Ești gata? Uh-huh. Ești gata, gata? Da. Ești sigură? Da. Hai. Hai. Gata, mami? Da. Ești pregătită? Uh-huh. Plecăm, să știi, mergem la școală. Iupi! Ai și ghiozdănel? Da. Ia să te vedem. Amica mare, măi, mami, e jumătate din tine. Nu e deloc prea mare. Nu? Ce să spui tu acolo? Păi, mi-am pus acum... Da? Un fel de pachet așa, de mâncare. Da? Dar nu mi-am pus prea multă mâncare. Așa? Mi-am mai pus sticla de apă, că trebuie să o luăm neapărat. Da? Un penal cu câteva carioci și un fix. Da. Și cu ascuțitor și o gumă de șters. Și cam atâta. Eu zic că ești pregătită. Da. Hai să mergem. Bine! Ce faci? Bine. Sunt în fetul spre școala mea. Da. Da. Ce-și fericită? Mhm. Foarte, foarte, foarte fericită! Ia zi, în ce bancă te așezi? În a doua. Da? E tocilară. A doua la geam sau la perete? Hmm. La geam. Mhm. Dar zi, ce simți tu acum? Cum adică? Ce simți? La ce te gândești tu? Păi la nimic deocamdată, dar... Păi îmi place și mie școala. Îți place și ție școala? Mhm. Ai auzit, tati? Da. Îmi place și ei școala. Seamănă cu tine. Ești ok? Da. Atenție! Ene Maria Delia. Prezent. Bravo. Fodor Diana. Eu. Iată-o și pe micuța Maria Gheorfi la școală. E zâmbitoare și fericită că începe clasa 0. A plecat la școală cu alai, alături de mama sa, Daniela Gheorfi, de tatăl său, George Tal, și de Bona Lenuța, sau Lemuța, cum a fost botezată chiar de micuța elevă. Cum e? Aveți emoții? Deci cred că noi avem emoții, ne-am pregătit hainele, noi glumesc. Îți dai seama că nu știam cu ce să am stat să cum să ne îmbrăcăm, îți dai seama. Dar important este Maria, este grupa 0B, e primul an de școală și stăteam cu George și spuneam, parcă ieri am dus-o la grădiniță, de fapt la creșă la un an și trei luni și acum, uite, pleacă la școală. E foarte important. Cum ești? Bine. Îți place acum că ai venit la școală? Da. Cine ți-a ales costumația? Mami. Mami? Și da, când, câte zile am fost noi în oraș, ai probat? Multe. Și eu, scuză-mă, și zi de zi ce ți-am luat în afară de uniforme? Ce vrei zi de zi? Jucării. Așa, deci ne duceam pentru hăinuțe și numai jucării și alegea și ne-a omorât atât. Cam o săptămână am alergat așa după... Adică am alergat, am zis că, da, să fie cât mai... Dar arată ca o adevărată școlăriță. Ce e în rucsac? Ce personaj ăsta? Buburuza. Și am decât un penal că e prima mea zi și o să mă ia înapoi acasă. Am înțeles. Și de mâine o să vii și cu caietele? Da. La fel ca și Daniela, multe emoții, foarte multe emoții, dar ne bucurăm foarte mult. Suntem alături de Maria, este un lucru foarte important.
un nou început în viața lui la școală și sper să fie o fată foarte cu minte și ascultătoare. Eu vreau să învețe Maria, pentru că i-am spus și eu știu că este mică și cred că nu sunt părit comunist, dar dacă ai carte, ai parte, ea trebuie să învețe. Trebuie să învețe. Vreau să fiu un copil bun, ascultător și așa cum o văd eu, cred că nu o să ne dezamăgească, o să fie super ok. Tu ce vrei, Maria, să te faci când o să fii mare? Mimi, ce vrei să te faci? Cântăreață! Cântăreață ca mami? Da. De ce-ți dorești asta? Păi, îmi place cum cântă. Am mai văzut pe cineva aici care a venit să te aducă la școală. Mlemuța. Unde este? Păi, nu știu, dar că cred că o să fie pe aici. De ce a venit cu tine la școală? I-ai zis tu? Nu. Spunea Maria mai devreme că urmează să o aduceți dumneavoastră la școală de acum încolo, nu-i așa? Da, da, da. O aduc din păi, doamna Lenuța este mai mare cu un an decât Maria, deci Maria are 6 ani și ceva, doamna Lenuța 7 ani și ceva și merge la școală. O să fim, dar în clase, nu, în clase paralele. La cumpărături vrei să o luăm pe Lemuța? Nu. Dar de ce? Pentru că ea, știi ce se face în secret? Spune, că nu știe, Andra. Mereu acasă și mă supăr pe ea și de asta nu am, mănâncă iepurașul meu. A primit un iepuraș, bine, nu viu, a primit un iepuraș și a mințit, mai glumesc că își mănâncă iepurașul și... Se... Da, mai ciondănesc din când în când? Puțin, tot timpul spun, aveți grijă când plecăm de acasă, să nu vă bateți, da? Și la cumpărături nu mai ia pentru, din cauza că, virgulă, nu o lasă, deci are 1 miliard de jucării acasă și tot timpul mergem la un magazin, la jucării, la jucării. Și spun, Maria, ce facem cu atâtea, că ai destule? Bine, mami, de astăzi nu mai luăm pe Lemuța, mergem decât noi.